Mihai, bună seara! Bună seara! Bine ați revenit în oficiu, unde ați crescut ca trainer. Ne-a trecut toată. Toată etapa. Tot începutul, da. Dar a fost un început pentru dumneavoastră, nu ați avut experiență anterior? Nu, adică primul început aici. Aici am înțeles ce se mănâncă tot. Tot pâinea asta, da. Așa. Povestiți-mi cum a fost calea dumneavoastră până ați devenit trader. De în ce domeniu sunteți? Ce v-a atras în domeniul acesta? Asta e greu. Am început cu afaceri clasice. Pe unde e cu ghinion, pe unde nu se ajunge ceva, nu știu, ori să ceri investiții în locul lor. Adică, cumva, ești depinzător foarte mult de oameni și lucru cu oamenii e foarte greu. Adică, nu știu, în domeniul care eu mă ocup, cu transportul auto acolo, dacă nu găsești șoferi sau... Adică, nu faci nimic. Și de atât am hotărât să merg înspre un domeniu unde mai mult să fii depinzător de mine. Adică, fac ce stă în forță de mine. Să stau să caut. În afacerile clasice sunt mulți factori de care trebuie să ții cont și care poți să te, da. Poți să-ți dai peste cap activitatea. Ori să modernizezi la infinit, dar nu poți spui robotul să conducă. Încă suntem departe. Suntem, posibil că o să ajungem și la asta. Ies la asta, ne bucur. Afacerile au fost aici în Moldova sau pe internațional? Nu, aici acasă. Ce m-a atras în domeniul acesta? Am aflat de la un prieten care, așa vorbim, întâmplător. Cumva eram într-o discuție despre afaceri și el mi-a spus că, iată, este așa oportunitate, nu poți lucrezi de acasă, la calculator. Nu știu, cumva mi-a apărut interesul să încerc chestia asta, chiar că nu-mi pare rău. Sunt mulțumit. A fost greu? Începutul puțin e greu, dar am așa mereu senzația asta că trebuie să merg mai departe, adică, da, mai sunt situații când urci 3 scări și cobori 4, dar trebuie să mergem înainte. Îmi dau seama, spre exemplu, am o pierdere, îmi dau seama că azi o am, dar mâine, adică poți să recuperez, sau pot chiar astfel să recuperez. Mm-hmm. Dacă faci totul pe... Spuneți că aveți convingere că oricum trebuie să merg înainte și să... Asta este o calitate bună, perseverență. Da, indiferent, adică ce nu s-ar întâmpla, nu știu, eu cumva în capul meu mi-am creat așa un algoritm că din totul este ieșit din situație. Așa. Da, chiar ai luat un minus. Bine, mâine la acoperi. Mai ales în domeniul nostru. Da, orice tranzacție poate fi adus în profit, odată și odată. Dar mai sunt ezitările astea care faci analiza ideală. Numai nu dai buy sau sell și dai te uiți. Urmărești și apuneți cum e. Pleacă unde trebuie, da, unde te gândi. Apuneam în cetișor, eu le scot. Analiza mea, cat. Cât timp e ca să faci analiza tehnică, grafică, până decide buy sau sell? Nu foarte mult. Eu nu urmăresc foarte mult instrumente. Așa, mai apropiat. Care... V-ați creat un portofoliu? Da. Și deja eu mă trezesc, mă uit, am în capul meu așa de grafic, lisena, dacă eu fiecare zi faci analiză, te uiți la el. Da, știi trebuie doar ultimele lumânări care au crezut. Da, te uiți unde s-o va direcția. Chiar vreau să vă întreb, unde se situează activitatea asta de trader în rutina dumneavoastră zilnică, când sunteți pe grafic? Mai mult dimineața. Dimineața și seara, orele când ies americanii pe piață. Dimineața adică fac analiză după ce eu toată noaptea să vezi ce s-a întâmplat acolo. Mhm. Vă treziți noaptea? Nu. Absolut deloc. Numai la început, da, a fost. Pe demonul, dar pe real, când a trecut. A fost cu lacătile, dar cel mai riscant e când ai marjă puțină, intri în lacăt și trebuie să închizi o poziție. Și nu știi ce se întâmplă peste noapte cu următoarea poziție. Ori îți mănâncă toată marjă, ori... Când recomandați să intră în market trader? Sau, în general, când recomandați să lacătul? E ok să-l folosească în primele 3-4 luni? Eu de obicei recomand în primele 3 luni să nu intre traderul în lacăt. Eu am intrat chiar din primele luni și... Să înțeleg că ați gestionat multe lacte. Da. Asta e strategia mea. Foarte multe, nu știu. La mine, chiar de la curs, îmi spuneam că... A să încerc, încă n-am încercat, dar a să încerc strategia, anume pe gaz, de tăc, el pe mine mă scoate din sărite, să-i dau deodată și mai și să-l aștept. Ori să o ajuns, oricum ajungi ajuns la lacă, da, mai devine mai târziu. Și tot puteți să-și continuați. Da. Deci el e principalul instrument din portofoliul nostru. Nu, era și spiu tot, dar acum nu, mai mult gaz, nu știu. Mm-hmm.
cumva cu el e volatil foarte tare. Pleacă sus, să sunt acolo. Cifrele. Cifrele, da. De exemplu, cu cotații, nu, nu prea. Acolo intri chiar și cu volum mai mare, dar nu e chestia și nu e volatilitatea și nu mă sprins la noutăți, dar la noutăți nu. Mi-ați tranzacționat pe gaz, vă întreb oamenii, tot vă întrebați, sunteți curios de ce s-au scumpit facturile la gaz? Le spun că nu e asta din cauza politica noastră de acasă, asta e mondial, dar nu înțeleg. Nu înțeleg. Tot ăștia de pe stradă zgnăveați sau cei din Parlament. Da. Înțeles. Da, așa. Am vorbit de calități. Care e cea mai importantă calitate a unui trader? Cred că răbdarea. Mm-hmm. Asta, din nou, din punctul meu de vedere, eu încă tot nu pot stăpâni până la cap. Și adică pe drumul cel bun, merg, iau profit, dar nu am răbdarea să ajung până la cap. Mă uit sau deschid prea târziu. Iar, nu știu, cumva trebuie de lucrat la chestia asta, dar cred că numai timpul o vindic. Doar experiență, da. De corpul. Că când îmi trebuie prea repede, asta înseamnă că n-am avut răbdare. Nu, când am prea mult răbdare, mă avut. Mă aștepta confirmarea, da. Deja am intrat prea târziu. Este trading-ul pentru oricine? Nu. Pentru cine este? Cum vedeți dumneavoastră? Pentru că la noi sunt persoane foarte diferite, ajung în oficiu. De la, nu știu, casnici, profesori, medici, chiar medici top din Republica Moldova și profesori, dar și șoferi. Deci, practic, nu avem arhitector, matematician, nu știu, poți să fii orice, muzicieni, avem din toate categoriile de profesii. Cred că mai mult pe caracter se bazează. Așa, deci nu există vine, profesii. Da, nu există. Deci anume calitățile persoanei. Da, da. Iată, care sunt calitățile cele care trebuie să le aibă ca să fie un trader bun? Trebuie să fii, în primul rând, să vrei să faci asta. Să-ți placă, să mergi la risc, dar dacă stai și ți-e frică, nu cred că o faci. Se potrivește proverbă de 7 ori măsoară și odată stai? Da. Da? Da, dar nu în toate cazurile. Am vrut să spun că, dacă se întoarce mergi la oameni, că am vedere, unul e, adică, o strânsă sumă de bani, vrea să înceapă ceva cu el, dar caută idealul ca să nu-i pierdă, adică să facă ceva ca ideal. Caută studiul. Da, altul merge mai ușor, adică spre chestia asta. Și eu consider că care mai ușor are relația asta de a pierde banii, de a-i face, cred că mult mai, pentru că am chiar prieteni care, adică lucrează, strâng bani și ala, după care tu lui să-i spun, el niciodată n-a să apucă să faci chestia asta, n-a zis, cum eu am cătat ani să-mi strâns banii ăștia și am uia să-i investesc aici, dar dacă într-o minută îi pierd. Atitudinea față de bani. Da. Cum vedeți dumneavoastră banii? Ce-s asta? Ce sunt bani? S-a schimbat gândirea despre bani înainte de curs și după? Sau, de general, după ce ați cunoscut domeniul ăsta? Nu. Eu așa o aveați și înainte. Ce sunt bani? Pur și simplu, eu îi văd ca ceva care îți îndeplinești tot ce vrei. Îi faci ca să ajungi să faci casă, să-ți cumpiri mașină, să pleci la odihnă, să... Nu știu, adică însuși scopul meu, când eu deschid tranzacții, e ca să fac bani, ca să ne ajungă banii să întrețin toată familia. Adică asta e unicul care așa cel mai tare mă motivează. Și uneori chiar parcă sunt nevoit să... Nu știu, când stai așa și azi n-am nevoie de bani. Nu prea ai, nu știu cum... Trageri de... Da. Motivație. Da, dacă când știi că trebuie la sfârșit de lună să fac și ea și ea și ea. Așa. Că-ți ce-au fost banii din ultima dumneavoastră extrageri? Am înțeles că vă faceți casă? Da. Da? Deja să cheltuiți. Am înțeles, acolo trebuie să mulți, așa că... Da. Am ajuns la acoperiș. Acolo mai trebuie. Am înțeles. Mai vezi de lucru. Deci mai schizi niște tranzacții. Da, asta și mă motivează foarte tare. Adică știu că trebuie. Atunci scopul este foarte important. Da. Dacă este scop și el e vizualizat și într-adevăr e cea care ți-l dorești, atunci ești motivat să faci. Da, cred că asta nu se termină niciodată. Capi să faci casă și apoi vrei mașină mai nouă. Și trebuie noi gardă. Da, și apoi te gândești că să ceva tare, să te duci, să vrei să investești, spre exemplu, nu știu, am fost 3 ani în urmă la Grecia, acolo era la ei criză, spuneam ei că se poate de cumpăra foarte ieri. O casă pe Malamăie? Da. De ce nu? Da, și nu erau prețuri, să zicem așa, de mari.
40-50 mii de euro. Da. Nu te încurca nimic și a avut atunci banii cumpărat, te duci când vrei, te odihnești, că nu o dai chirii. Adică iarăși un venit pasiv cumva. Așa. Considerați activitatea asta ca un business sau altfel? Sau este o profesie pentru dumneavoastră? Ca metodă de a face bani mai repede? Într-o oarecare măsură, da. Adică vrei să faci bani mai repede, dar nu merge totdeauna. Adică vrând să faci mai mulți bani și mai repede, poți să-i pierzi pe toți. Ce sfaturi asta? Cumva trebuie să o combini. Adică să o folosești ca să-ți aducă un profit și cumva ca business o faci. Nu știu, cumva mi-a plăcut odată la un masterclass, domnul Eugen a spus cum, adică să tindem să devenim traderi care independenți, facem extragere lună de lună fără ca să ne efectueze contul. Adică ta, ideea asta încă stă în cap. Da, deci contul trebuie să fie atât de mare încât că dacă ai luat de acolo, nici să nu sunt. Dar fie atât dacă te trebuie să-ți faci. Dar asta totuși ea reduce ca business-ul, o afacere personală, care nu ai cum, da, trebuie ca să-l faci să fie venit stabil, trebuie fiecare să muncești ca fiecare lună, el deja stă în șapă la duș. Da, să nu ne scoate. Ce sfaturi ați dat traderilor începători? Pentru că deja aveți experiență. Apropo, cât ați venit de când vă tranzacționați? Aproape un an. Deci este. În domeniul ăsta se consideră experiență. Da. Nu știu, să aibă încredere în el. Și să important să aibă încredere mai mult în analiza lor. Nu cea care oferă prietenii sau... Păreri. Da. Uneori faci o greșeală și cauți să dai vina pe cineva, dar nu trebuie asta. Adică ai făcut analiza ta, mergi cu încredere spre analiza ta. Eu așa fac, spre exemplu. Da, poți să te uiți, să faci comparații cu alte analize, dar cel mai bine, deja că cumva subconștientul înregistrează tot ce vezi în fiecare zi pe grafici. Vezi, și tu deja, eu nici nu trebuie să pun nivele sau, adică eu deodată mă uit la grafic și înțeleg că aici se cere bani, adică nu trebuie. Simțiți, da, îl simți, da, mă uit, iată acum, iar vorbeam cu un prieten între zi și îi spun că e că eu acum intru și dau bani, tot pe gaz. Și el tranzacționează? Da, el se rădea, spun, nu faci nici analiză, nu, zic, eu gata, știu, eu pur și simplu ziua l-am urmărit. Și l-am văzut seara cum a început evoluția cu notate americane pe piață, de cam uia intru, nu contează unde el, sus, jos, îi dau bani și... Mă testând ca acasă, îmi fac o oră în analiză, la telefonul am deschis, da, deci asta iarăși înseamnă să ai încredere... În analiza personală. Da. Asta vin doar din experiență. Vă ajută evenimentele, calificarea din cadrul companiei, comunitatea în care sunteți? Da. Nu, chiar urmăresc, fiindcă învăț multe chestii mă. Și încerc totdeauna. Webinarele, masterclass-urile? Da. Care sunt criteriile de alegere a unui broker? Dumneavoastră când ați ales brokerul pe Leroy, de ce ați ținut cont? Sau nu a fost nevoie să faci un research așa amplu? Nu știu, mult a contat anume cursul pe care am trecut. Am venit, am învățat și deja nici nu mai vrei să mai cauți. Am văzut că sunt alți brokeri care au swap, care au... Uh-huh. Adică deja ai tranzacția, ai între te mănâncă swap și el. Aici mai bine. Deci, înțeleg, ați mers pe încredere cum conform toată comunitatea, toți tranzacționează pe Leroy, deci corect, și multă încredere generează și însuși comunitatea, adică nu sunt numai eu, nu numai, adică suntem mulți. Da. Ne sunteți mulțumit de serviciile pe Leroy. Da. Ok. Ați fost vreodată sceptic la început? Da, desigur. Așa, cum ați trecut peste asta? Ce ați recomandat celor care încă sunt sceptici referitor la domeniu? Aici cred că iarăși diferă de la om la om. Dar, nu știu, eu am mers pe ideea mea care nu ne-o pot schimba, adică viața te învață. Creezi depozitul, îl ridici, faci extragere, da, adică când odată ce faci extragere, îți ia toate sentimentele astea, adică deja, încrederea, adică deja gata, spotolești tot, da, de la început, părea așa, pur și simplu trăim într-o societate unde lumea cumva, fiecare, așa e la noi, să învățați, vrea să cumva să amăgească, să facă, ca să trăiască unul cu altul, dar nu e ce e așa aici. Ați fost influențat de cineva negativ, nu știu, cunoscuți prieteni sau ați avut pe aici?
Da, da, sunt, timp prieteni care nu cred în nimic și cum că acolo tu crezi că așa e de ușor, că nu, adică pur și simplu și ei au fost cândva, nu știu, anii, când încăpăreau chestii de astea cu piramidele care se vindeau lucruri. Mm-hmm. Și trebuie să aduci pe cineva și acela cineva trebuie iar să aduc pe cineva. Și eu fost amăgit în chestiile celea, după care e așa de s-a infiltrat în cap. Că, da. Tot așa. Da, 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 da. Și normal că... Deci gestiurile acestea sunt persoanele care nici măcar nu au încercat? Ceva, sau da. Odată, da. Sau ars și deja nici nu mai încearcă? Da, sau adică nu cred în chestiile astea, că la noi puțin care cred că se poate de făcut bani de acasă, online, adică... E depresă lumea, nu muncești fizic, faci bani. Nu muncești fizic, n-ai bani. Încă mai este asta. Este așa. Chiar dacă toți învață online și toți și jumătate de populație lucrează online. Nu știu, online. Asta cred că generația care vine probabil nu mai au gândirea asta. Noi încă o avem de la pereza asta venit. Du-te, lucrează, să faci bani. Da, încă mai sunt ei care crețați. Da, da, da. Analiza tranzacțiilor, cât de să o faceți? Aveți nevoie de analiza tranzacțiilor cu managerul sau vă descurcați? Nu, mă mai descurc. Sunteți, deci s-a infiltrat în cap, sunt un trader independent și așa da, și mergeți da, mai da, departe. Da, da, bravo, așa și o țineți. Și cumva, adică mi-a creat ideile mele care le urmăresc. De, da, de la început, țin minte, urmăream fiecare marge discussion, tot. Toate analizele, chiar puneam și nivelele. Controlam cu nivelele mele, aici e 14.09, la mine 14.07, l-o schimbam mai sus, adică eram cumva depinzător. De... Da, deja încerci să înțelegi că fiecare cum îți faci analiza, așa ia profit. Da, siguranță. Da, nu, adică îți două păreri, da sau nu. Știți cum era emisiunea și e cu Dan Negru, da sau nu? Așa, așa aici. Oricum, unul îți scrie, mai unul îți scrie să-l tăcești mișcare. Și nu e exclus am unde să iei profit. Depinde de timp. Depinde de timp și depinde de volum, dacă rezist contul. Eu când am intrat în lacăte, am zis că nu mai intru în lacăte. A ieșit dintre însele, zic, nu mai intru în lacăte. După care, iarăși am intrat. Că nu respect volumul, dar... Adică eu am intrat cu un lot, spre exemplu, da? Mă uit cum am greșit direcția, nu de ce să fac deja. Trebuie să aștept jumătate de an până el să întoarcă trendul. Da, așa. Timp pe acasă cu gândul e închis în minus, te-ai dus mai departe. Deci îți pierzi tot impulsul, dacă da. Da, și stai să te uiți. Am înțeles, deci trader trebuie să fie perseverent, trebuie să acționeze rapid, trebuie să... Deci da. Noi suntem nevoiți să luăm decizii în fiecare minut. Fiecare minut nou, noi decizii nouă. Principalul instrument al unui trader este totuși creierul, nimic altceva. Calculator, internet, frumos, îmbrăcat, comod, produs, ești. Stai bine, mersi, dar unde vrei să-ți fie ție comod. Și doar creierul este instrumentul nostru care trebuie dezvoltat. Corect. Lucrați la dezvoltarea de personală? Da, citesc acolo cărți motivaționale. Ajută? Ajută, dar nu știu, cumva mă pierd în... În tot felul de idei. Da, da, da. Experiența tot și mai mult contează. Adică citesc vă 2-3 zile și apoi să las o săptămână, că cumva cărțile astea vor să schimbi ideea ta, așa, nu jure da voi. Super, foarte bine, da, ele și trebuie citite, doar pur ce îți trebuie ții de acolo. Da. Mihai, îți mulțumesc pentru sinceritate, pentru că ai fost alături de noi azi. Îți doresc ca și în continuare să fii la fel independent, sigur pe sine, să-ți pui scopuri mari și să le îndeplinești, așa cum a fost până acum. Mersi mult pentru interviu. Mulțumesc și echipei. Faceți lucru bun. Echipa care? Echipa Double Kids. Mersi mult. Mersi.